Ne-am întors la știri. După 6 ani de la dispariția unui om de afaceri din Târgu Cărbunești, Daniel Nistor, procurorii parchetului general au arestat un bărbat pe care îl consideră criminalul. Acesta este considerat cel de-al doilea caz Elodia în România, tocmai pentru că nu i s-a găsit niciodată cadavrul. Astăzi, Felix Dianu, tot din Târgu Cărbunești, a fost arestat sub acuzația de omor și profanare de morminte, după ce o instanță din capitală a pronunțat moartea victimei în lipsa cadavrului. Anchetatorii au mai decis că infracțiunea a fost una pasională. Autorul omorului și soția afaceristului au avut o relație de dragoste interzisă. Prin ordonanța din data de 11 aprilie 2016, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru comiterea infracțiunilor de omor și profanare de morminte. Victima este un bărbat din orașul Târgu Cărbunești care a fost dat dispărut în anul 2010. Daniel Nistor, om de afaceri, avea la data respectivă vârsta de 43 de ani. Abia acum, oamenii legii au reușit să dezlege misterul dispariției. Cu toate că nu i-au găsit cadavrul, oamenii legii susțin că bărbatul a fost ucis. Principalul suspect este un partener de afaceri, Felix Dianu, care ar fi avut o relație cu fosta soție a celui dispărut. Daniel Nistor a fost văzut ultima dată pe 15 februarie 2010 la Târgu Cărbunești, orașul în care s-a născut și în care își derula afacerile. Bărbatul a dispărut cu 2 zile înainte de a pleca în Italia, de unde cumpăra mașini pe care apoi le vindea în țară. Rudele o bănuiau pe soție încă de la dispariție. Joi trebuia să se ducă la ea în Italia, că știe și soacră să-i la curteană. Și ea mi-a spus face, joi pleacă la ea. Dar ea fiind așa cum a fost, iar nu mai aștepta pe el. Cel de unde să mai vie, nu mai, ăștia i-a pus la capul pe unde i-a pus. Ea trăia un țigan. El n-a avut la el nici ăsta, nici buletinul, nici permisul de conducere. Le-am găsit eu la 2 luni, că ei toți zicea că e pe dincolo. Era cam un om vârtos și asta pe mână cu țiganii, că e prieten, că e nu știu ce, cu țiganii, l-a acostat. Și eu aștept încă e sechestrat sau e terminat. Ultima variantă că e terminat și aruncat și nu se, sau dacă i-a pus o piatră de gât de cât scaunul ăla de gât, salut, numai asta la suprafață. Anchetatorii au stabilit că Daniel Nistor a fost ucis de către Felix Dianu pentru că acesta avea o relație apropiată cu soția victimei. Mai mult decât atât, criminalul a ascuns cadavrul. În cursul zilei de 15 februarie 2010, la intrarea în orașul Târgu Cărbunești, victima, ND, s-a urcat în autoturismul condus de inculpatul Dianu Felix, situație de fapt confirmată de declarațiile a 3 martori. În aceeași seară, ND a fost victima infracțiunii de omor comisă de inculpatul Dianu Felix, care a ascuns ulterior cadavrul pentru a evita tragerea la răspundere penală. Practic, relația tensionată dintre inculpat și victimă, cauzată de existența unei relații apropiate dintre inculpat și fosta soție a victimei, a degenerat în acțiunea violentă care a dus la suprimarea vieții victimei. Se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. La scurt timp de la dispariție, 3 prieteni ai bărbatului au primit mesaje în care erau anunțați că acesta ar fi plecat în Bulgaria. În realitate, mesajele au fost trimise de pe telefonul celui dispărut, dar de către Felix Dianu, cel pe care anchetatorii îl consideră criminal. În lipsa cadavrului, ca să poată declara dosarul drept crimă, la 10 februarie 2016 a rămas definitivă o sentință civilă, prin care s-a hotărât declararea judecătorească a morții victimei. De acest caz s-a ocupat procurorul care a instrumentat și dosarul Elodiei Ghinescu. Un diplomat din Gorj a prins un post cheie în guvernul Cioloș. Este vorba despre Cristian Marius Bădescu. El ocupă de puțin timp funcția de secretar de stat pentru afaceri europene. Conform biografiei de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, Bădescu este diplomat de carieră și lucrează în Ministerul Afacerilor Externe al României din anul 1999, iar anterior a activat ca expert parlamentar în cadrul Camerei Deputaților a României. Între anii 1999 și 2001 a fost diplomat în Centrala Ministerului Român al Afacerilor Externe. În perioada 2001-2005 și-a desfășurat activitatea în cadrul misiunii permanente a României pe lângă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva și organizațiile internaționale, fiind responsabil de problematica migrației și a refugiaților. În intervalul 2005-2009 a fost director al Departamentului pentru Politici UE din Ministerul Afacerilor Externe, coprezident Comitetul de Coordonare
coordonare a pozițiilor României în domeniul politicilor sectoriale ale Uniunii Europene. În perioada 2010-2016 a ocupat poziția de reprezentant permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeană. Cristian Marius Bătescu este absolvent al Unității Politehnice din București, Facultatea de Mecanică Fină, promoția 1993. A obținut titlul de master în studii administrative la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București în 1996 și în 1998 de master în relații internaționale al Institutului European de Înalte Studii Internaționale al Centrului Internațional de Formare Europeană din NISA. De asemenea, este absolvent în 2008 al programului de studii de securitate al George Marshall College of International and Security Studies de la Guamish, Germania. Proaspătul secretar de stat este fiul lui Nicolae Bădescu, fostul director al Serviciului Urbanism din cadrul Consiliului Județean Gorj, care s-a pensionat de mai mulți ani. Conform declarației de avere, Cristian Marius Bădescu deține un apartament în București și un altul în Târgu Jiu, precum și o casă de vacanță în Rânca. Ultimele două bunuri fiind primite prin donație. Secretarul de stat mai are 3 autoturisme, Audi A4 din anul 2011, Jaguar din anul 2003 și Toyota Corolla. Familia Bădescu mai are în conturi suma de 35.000 de euro, dar are și datorii de peste 400.000 de lei. Cartierul Meteor, orașul Motru și localitatea Telești au fost întoarse pe dos în această dimineață de polițiștii care au efectuat mai multe percheziții domiciliare la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Prejudiciul cauzat în acest dosar se ridică la peste 4 milioane de lei. Dosarul este instrumentat de polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, iar județul Gorj s-a numărat printre cele 8 județe din țară unde au avut loc percheziții domiciliare. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sprijiniți de polițiștii din Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Hunedoara, Iași și Dâmbovița, au efectuat 47 de percheziții domiciliare la persoane bănuite de evaziune fiscală. Au fost puse de asemenea în executare 33 de mandate de aducere. Oamenii legii au efectuat 47 de percheziții domiciliare în județele Alba, Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Dolj, Hunedoara, Iași și Dâmbovița, la mai multe locuințe și la sediile unor societăți comerciale. Cercetările sunt coordonate de către procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, iar cei vizați sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Din cercetări a reieșit că în perioada 2012-2015, 37 de persoane ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăților pe care le reprezintă, în baza unor documente contabile emise de către mai multe societăți comerciale tip fantomă. Pentru a da aparență de legalitate operațiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăți prin intermediul sistemului bancar, sumele de bani fiind retrase ulterior din conturile societăților cu comportament tip fantomă și restituite plătitorului. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 4 milioane de lei, se arată într-un comunicat remis presei. Totodată, polițiștii au pus în executare 33 de mandate de aducere, emise pe numele suspecte în acest dosar. Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectorului General al Poliției Române. Sărăcia îi împinge pe tot mai mulți părinți să-și lase copiii în grija statului. Așa se face că de la an la an, statisticile arată că numărul copiilor aflați în grija celor de la Protecția Copilului Gorj este îngroșat. Asta pentru că oamenii fie nu au cu ce să-și hrănească proprii copii, fie aceștia le sunt luați din familie din cauza că nu sunt tratați așa cum trebuie. Sunt bătuți sau agresați sexual de cei care ar trebui să-i ocrotească. În prezent, sub aripa celor de la Protecția Copilului se află peste 800 de copii. Foarte mulți copii nevoiași ajung să fie crescuți de persoane străine și nu de proprii părinți. Asta pentru că cei care ar trebui în mod normal să-i ocrotească se comportă într-un mod grotesc cu ei sau nu au cu ce să-i întrețină. Astfel de situații sunt întâlnite tot mai des în județul Gorj, iar micuții ajung în grija statului. În momentul de față, sub aripa Protecției Copilului Gorj, sunt peste 800 de copii care provin din diverse familii și care au povești terifiante. Evidența de GASPC sunt un număr de 817 copii. Din aceștia, 334 sunt în plasament familial, 197 sunt în plasament la un asistent maternal profesionist și 286 sunt în plasament în sistem de tip rezidențial.
Cei mai norocoși sunt însă pruncii abia născuți și abandonați pe patul de spital sau copiii cu vârste de până la 3 ani. Asta pentru că pentru ei se găsesc familii dornice să adopte un copil. 12 în momentul actual, urmează să se pregătească dosarele și pentru alți copii. Acești 12 copii deja au deschis procedura adopției și cu siguranță că ea se va finaliza cu adopție într-o anumită familie. În ultimii ani au fost înregistrate mai puține cazuri de bebeluși abandonați în spital. Mai mulți târgujeni riscă să fie dați în judecată pentru că nu și-au plătit datoriile către firma de salubrizare. Peste 20 de miliarde de lei are de recuperat societatea Polarix de la asociațiile de proprietari din municipiu. Aceștia mai au la dispoziție o lună de zile să-și achite datoriile, altfel vor fi acționați în instanță. Târgujenilor li se ridică săptămâna gunoiul, însă aceștia uită să-și plătească taxa aferentă acestuia. Așa se face că asociațiile de proprietari au datorii către firma de salubrizare a municipiului de câteva zeci de miliarde de lei. Pentru a-și recupera banii, reprezentanții societății Polaris îi va da în judecată pe datornici. Avem de recuperat sume destul de mari de la populația municipiului Târgu Jiu. Aici mă refer în special la asociațiile de proprietari, care au să ne dea aproximativ 21 de miliarde. Poate vi se pare o sumă mică, o sumă mare, dar pentru noi această sumă contează. Încă în luna martie, acum cum ne recuperăm acești bani, noi încercăm să dăm în judecată asociația de proprietari. În luna martie am trimis somație către aproximativ 120 de asociații, urmând ca în luna aprilie, până la sfârșitul acestei luni, cel târziu, jumatea lunii mai, să mergem în judecată cu aproximativ 50 de asociații. Aceste 50 de asociații, practic, ne ignoră și nu au dat niciun semnal în urma somațiilor pe care noi le-am trimis. Recuperarea datoriilor este foarte importantă pentru firma de salubrizare, de acest lucru depinzând viitoarele investiții. O prioritate ar fi continuarea lucrărilor de montare a platformelor subterane. Că avem foarte multe solicitări din municipiul Târgu Jiu, ceea ce privește construirea de noi platforme subterane. Se știe foarte bine că până în prezent am construit 60 de platforme subterane, acel proiect început în 2013 și care s-a finalizat anul trecut. Această investiție se ridică la aproximativ 720.000 de euro și toată investiția a fost suportată de către firma de salubrizare. De ce am vrut să spun acest lucru? Vreau să le spun celor care ne solicită să facem mai departe aceste platforme, că noi avem în vedere să le facem, fără nicio problemă, dar acum o să ating un punct sensibil și care, prin intermediul dumneavoastră, vrea să ajungă și la oamenii din acest oraș. Pentru a face investiții este nevoie și de bani. Reprezentanții Polaris au primit solicitări de la cetățenii pentru construirea de noi platforme, dar și de amplasarea de noi pubele. Aceștia spun că vor da curs solicitărilor, dar mai întâi trebuie să recupereze datoriile pentru a dispune de resursele necesare demarării de noi investiții. Vor fi debranșați de la apă sute de cetățeni ai municipiului Târgu Jiu vor rămâne în preajma sărbătorilor fără apă la robinete. Asta după ce APA Regio a decis să-i debranșeze din cauza datoriilor restante. Reprezentanții unității au de recuperat peste 400.000 de lei de la asociațiile de proprietari. Din cauza întârzierilor la plata a facturilor, APA Regio Gorj va asista în perioada următoare alimentarea cu apă la mai mulți clienți răuplatnici în ordinea vechimii și a mărimii debitelor. În cursul acestei săptămâni, zeci de apartamente vor rămâne fără apă. Dacă nu-și plătesc datoriile, oamenii vor rămâne fără apă chiar înainte de sărbătorile pascale. Cetatea APA Regio Gorj are în programul de debranșări 11 asociații de proprietari care au o datorie totală de aproximativ 460.000 de lei. Mai multe asociații de proprietari din municipiu nu și-au plătit facturile la apă de mai bine de 2 ani. Există asociații de proprietari care înregistrează debite destul de vechi din perioada 2013-2014 și aici amintim asociația numărul 123 cu o datorie de aproximativ 211 lei și asociația 133 cu un debit de aproximativ 227.000 de lei. Restul asociațiilor de proprietari care sunt programate pentru această săptămână pentru a fi debranșate înregistrează debite între 5.000 de lei și 85.000 de lei. Pentru recuperarea debitelor, răuplatnicii vor fi acționați în instanță.
Mai multe râuri din județul Gorj cu pericol de inundații au fost transformate în șantiere. Asta pentru că angajații de la Serviciul de Gospodărire a Apelor Gorj realizează lucrări specifice pentru evitarea inundațiilor care ar putea crea pagube în rândul populației. Pe lista apelor aflate în proiect se numără și râul Amaradia, care a făcut ca drumul care face legătura dintre comunele Logreș și Bustuchin să se surpe, iar o gospodărie se află în pericol de prăbușire. Câteva cursuri de apă care au creat probleme în județul Gorj în timpul ploilor care au fost înregistrate anul acesta, dar și anul trecut, au fost incluse într-un program de regularizare. Mai mult decât atât, angajații de la Apele Române au deviat cursul unui râu în zona comunei Logrești pentru a salva gospodăria unui cetățean aflată în pericol de prăbușire. Lucrări au loc și în comuna Drăguțești, acolo unde apa a săpat în mal și a creat pagube în zonă. Ne ocupăm de o regularizare la Amaradia, la Drăguțești, la munte de puntea pietonală. Ne ocupăm de devierea și de colmatarea Amaradiei la Târgul Ogrești, acolo unde de fapt sunt alunecările de teren cu drumul județean și casele oamenilor. Este lucrarea spre finalizare, în sensul că am dus toată cantitatea de piatră lângă locul unde am deviat cursul de apă. Presupun că săptămâna asta, în două zile, se finalizează cu fașine și cu piatră, tehnologia noastră pe care o știm aproape cu toții. Și în comunitatea Bengești-Ocadia au avut loc unele lucrări la râul Gilort, care a pus în pericol locuința unui localnic. Lucrăm tot la fel la o alunecare de teren la Bengești-Ocadia. Este o clădire a unui cetățean acolo. Am dus cam 80% din piatră și săcară inclusiv astăzi, pentru că, de fapt, contrar faptului că se presupuneau cantități mari de precipitații, cursurile de apă nu au crescut. Ba dimpotrivă, ele sunt în staționare. Toate lucrările sunt menite să reducă riscul de inundații în perioada în care se înregistrează precipitații masive la nivelul județului Gorj. Parcul central din Târgu Jiu va fi reamenajat odată cu modernizarea ansamblului monumental Calea Eroilor. Proiectul arhitectural a fost întocmit deja, urmând ca municipalitatea să atragă fondurile necesare pentru punerea în practică acestuia. Pentru realizarea proiectului, autoritățile locale au nevoie de 2 milioane de euro. Reprezentanții primăriei din Târgu Jiu vor să atragă fonduri europene pentru a reorganiza peisagistic parcul central din municipiu. Aceasta este parte integrată a ansamblului monumental Calea Eroilor, iar reamenajarea se impune odată cu modernizarea ansamblului Brâncușian. Este unul dintre proiectele pregătite de către primărie pentru a fi depuse în vederea obținerii finanțării în cadrul programelor finanțate din fonduri europene. Ținând cont de faptul că parcul în sine este un obiectiv înscris în lista monumentelor istorice, în plus face parte din zona protejată a ansamblului monumental Calea Eroilor, obiectivul în sine se încadrează în proiectele ce vizează protecția, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, proiecte ce sunt finanțate în cadrul programului operațional regional. Proiectul arhitectural este finalizat și presupune mai multe lucrări. Pe lângă crearea unor zone decorative și modernizarea iluminatului, în parc vor fi amenajate și piste pentru bicicliști. Ca elemente principale ale proiectului, aș menționa, primul rând, amenajarea peisagistică a parcului, amenajare care are în vedere crearea unor noi zone decorative cu compoziții arboricole, floricole, reamenajarea aleilor cu pavaj decorativ, realizarea unor piste ciclabile, refacerea instalației de iluminat, refacerea împrejmuirii ținând cont de caracterul istoric al parcului. Proiectul va fi depus luna viitoare în vederea obținerii finanțării de la Uniunea Europeană. Caravana de ocoartă a părăsit municipiul Târgu Jiu la începutul acestei săptămâni. Cinefilii au văzut la cinematograful Sergiu Nicolescu o serie de documentare românești cu diverse teme. Ei au rămas impresionați de filmele Roboțelul de Aur în regia lui Mihai Dragolea și a lui Radu Mocanu și Alia Dada, ambele nominalizate la premiile GOPO. Documentarul Roboțelul de Aur spune povestea unei sportive românce, Steluța Duță, multiplă campioană europeană la box. O fată al cărei drum nu a fost deloc lin, a crescut în casa de copii, a suferit de frig și de foame, a îndurat bătăi crâncene, a trăit pe stradă și s-a salvat prin sport. S-a apucat de box, a făcut eforturi supraomenești și a transformat traumele copilăriei într-o forță care a motivat-o și condus-o către performanță. Nu știu în ce măsură e apreciată munca. Nu-mi dau seama, e la început, filmul are câteva luni de când a ieșit în festival, are câteva proiecții la Docuart, mai sunt câteva festivale care
l-au luat și la rată. Da, nu știu, feedback-ul am din sală deocamdată, câteva recenzii care sunt scrise, e o chestie la început. Sunt bucuros că filmul are parte de atenție, fiind un film independent, deci practic l-am făcut eu cu un prieten, cu Mihai. Intrarea a fost liberă. De exemplu, filmul meu e un film istoric. E un film care acoperă vreo 130 de ani de istorie. Nu e ceva foarte simplu și foarte ușor de văzut la TV. Asta e o singură șansă în care poți să-l urmărești și cu siguranță pleci cu ceva pe care nu știai. Târgu Jiu a fost a treia oprire din traseul caravanei după Brașov și Vălenii de Munte. Am fost în Vălenii de Munte, acum suntem la Târgu Jiu și mergem și la Baia Mare. Eu cred că public pentru documentar există, doar că eu cred că el a fost undeva și este undeva amorțit, trebuie doar găsit, descoperit și ușor hrănit cu documentar românesc. Scopul proiectului este acela de a populariza evenimentele culturale în orașe în care acestea nu sunt des întâlnite și de a familiariza publicul cu acest gen de produse artistice, proiectul integrându-se totodată în zona marilor centre culturale. Sfârșit de săptămână plin de ghinion pentru câțiva șoferi din județul Gorj. Aceștia au rămas fără permisul de conducere după ce au încălcat legislația rutieră și au dat nas în nas cu polițiștii. Pe numele celor care au rămas acum pietoni, polițiștii au deschis și dosare penale. Cele mai multe permise au fost suspendate pentru conducerea mașinii pe drumul public după ce șoferii au consumat băuturi alcoolice. 8 gorjeni au rămas fără permisul de conducere după ce au fost opriți de echipaje ale poliției rutiere la un control de rutină. Cei mai mulți dintre cei trași pe dreapta au fost descoperiți că au urcat la volanul autoturismelor după ce au consumat băuturi alcoolice, iar în alte situații, persoanele cu pricina nu aveau înregistrate în circulație autoturismele pe care le conduceau. Unul dintre șoferii ghinioniști a fost depistat că s-a urcat băut la volan după ce a fost implicat într-un eveniment rutier. Tânărul în vârstă de 25 de ani din Motru a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, acoloșând 5 autovehicule parcate în care nu se afla nicio persoană. În perioada 8-10 aprilie anul curent, polițiștii rutieri au identificat în trafic 8 conducători auto care nu respectau normele de circulație. Dintre aceștia, 3 conduceau sub influența alcoolului, 2 nu dețineau permis de conducere, iar 3 conduceau un autovehicul neînregistrat în circulație. În toate cele 8 situații, polițiștii au întocmit și dosare penale pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului sau punerea în circulație și conducerea unui autovehicul neînmatriculat pe drumurile publice. Pandurii au încheiat la egalitate 3-3 duelul cu Astia Târgu Mureș de la Drobeta Turnul Severin. Jucătorii lui Edi Iordănescu au ajuns astfel la 5 meciuri consecutive fără victorie. Liviu Antal a reușit o dublă de senzație, însă pandurii nu și-au mai revenit după ce au egalat mureșenii. Pandurii a deschis scorul prin golgheterul lui Ioan Hora, fost jucător la ASEA, dar mureșenii au restabilit egalitatea prin Claudiu Voiculeț, fost fotbalist al gorjenilor. Gazdele au intrat în avantaj la pauză, după golul marcat de Liviu Antal. Tot Antal a mărit avantajul echipei antrenate de Edi Iordănescu după pauză și părea că gorjenii vor câștiga la scor, însă ASEA a început să joace tot mai bine, iar echipa gazdă nu s-a regăsit. Argentinianul Nicolas Gorobsov a marcat al doilea gol al oaspeților din lovitură liberă, iar Ionuț Balaur a restabilit egalitatea. A fost un egal cât o înfrângere. Din păcate, în seara asta m-a arătat multe lucruri pe care eu personal nu aș fi vrut să le văd. Și cred că felul cum am gestionat partea finală a jocului, având în vedere că am avut 3-1 și trebuia să demonstrăm anumite lucruri, tocmai lucrurile alea au lipsit. Și anume inteligență, maturitate, responsabilitate, concentrare. Am arătat de ce putem cât am putut până în momentul ăsta și nu mai mult. Tehnicianul Edi Iordănescu s-a declarat nemulțumit de rezultat. Sunt extrem de supărat și sunt supărat pentru că consider în continuare că am jucători inteligenți în cadrul grupului, pentru că în cele mai multe momente pe parcursul acestui sezon am demonstrat responsabilitate, concentrare și organizare care ne-am pierdut-o. Mai mult decât atât, mă deranjează faptul că au reapărut greșeli individuale,
modul cum gestionăm anumite momente de joc, anumite faze. ASEA rămâne fără victorie în play-off, 3 egaluri, 3 eșecuri. Pandurii nu au mai câștigat de 5 etape, 4 egaluri, 1 eșec. Având în vedere de evoluția scorului, cred că a fost un meci spectaculos, plăcut pentru spectatori și telespectatori. În prima parte am evoluat mai slab, echipa gazdă ne-a dominat, dar pe parcursul reprizii a doua am reușit să echilibrăm disputa. Pandurii a câștigat precedentele 3 partide cu ASEA din acest campionat. 2-0 acasă, 1-0 deplasare, ambele în sezonul regulat, 2-0 în deplasare în play-off. După o pauză de 3 săptămâni, Liga Națională revine cu meciurile din play-out. Jucătorii lui Sorin Bârză au un obiectiv clar, evitarea retrogradării. Mâine de la ora 17, handbaliștii se vor duela pe teren propriu cu gruparea Danubius Galați. Handbaliștii gorjeni vor intra în faza a doua a campionatului cu 24 de puncte. Sunt convins că dacă vom juca serios de la început și fiecare va încerca să-și facă treaba bine, vom reuși să câștigăm, să ne desprindem, dar meciul trebuie privit ca un meci, practic, foarte serios. Capitanul Energiei, Paul Giotoiu, își dorește victoria în meciul de mâine. Urmează o serie de meciuri, cum primele 5 cred că a rezolvat situația, suntem cu 8 puncte avans, cu niște, un început bun și e foarte greu să ne terminăm pe 9. Obiectivul gorjenilor este unul foarte clar, ocuparea primului loc în turneul de play-out, echivalent cu locul 9 în clasamentul general al Ligii Naționale la finalul sezonului. Acestea au fost știrile. Rămâneți pe Gorj TV. De la ora 21 urmează emisiunea Direct la Subiect, moderată de Cristi Milea. Tema din această seară, acreditarea Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept mâine seară de la ora 18. O seară frumoasă tuturor!